Ziua sportului a scos din casă în weekend peste 1000 de zăloani. Oamenii s-au adunat în centrul orașului nu atât pentru a face mișcare, cât pentru a se fotografia sau a cere un autograf de la vedetele evenimentului, gimnastul Marius Urzică și basketbalistul Ghiță Mureșan. Cei doi sportivi au fost sufletul evenimentului și la finalul celor două competiții, crosul de 10 km și cel de 3 km au acordat diplome și premii câștigătorilor. Numărul 79 și numărul 138 sunt cei care închid. Vitalie Gheorghiță este unul dintre ei, alergă la categoria 19-34 de ani. Felicitări! Bravo, Vitalie! Facem tot! Campioni! 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 Ole, ole! Hey, hey, campioni! Campioni! Ole, ole! Basketbalistul uriaș, pentru care 2,31 metri înălțime, Ghiță Mureșan s-a declarat foarte legat de Zalău, de Sălaj, pentru că soția lui este sălăjancă, iar el este clujan și a ajuns să evolueze în cel mai puternic campionat de basket din lume, Liga Profesionistă Americană NBA. Ghiță Mureșan a vorbit pentru Graiul Sălajului despre sacrificiile unui campion. Marius Urzică, unul dintre cei mai mari sportivi ai tuturor timpurilor, supranumit și regele calului cu mânere, le-a recomandat tinerilor să facă mișcare cât mai des. Este pentru prima dată că vin în acest oraș. Îmi place foarte mult, e un oraș curat, un oraș cu oameni, precum văd, care iubesc sportul. Să facă cu încredere mișcare și astfel vor obține o bună educație și vor fi foarte sănătoși. Apropierea campaniei electorale i-a adus în mulțime și pe politicieni, doar că atenția zălăoanilor era clară țintită asupra celor doi sportivi. Au fost prezenți la eveniment prefectul Alexandru Vechi, președintele Consiliului Județean Tiberiu Marc, inspectorul școlar general Ioana Prudan și primarul Radu Căpâlnașiu, singurul care și-a făcut curaj și a participat și la crosul de 3 km.